interpreți la Radio Shalom România. Vă spun Alex Brucker și Maria Popa și sub spiritualitatea care ne aflăm a domnului Zuckerman Iancu. Aici, la această emisiune, astă seară, avem invitat un elev, un promițător de mare talent muzical și compozitistic, putem să spunem, pe Ștefan Aprodu. Bună seara, Ștefan! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Bună seara! Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru onoarea de a participa la această emisiune. Ștefan, fac o mică prezentare a ta. Ștefan Aprodu este elev la Colegiul Național de Arte din Ulipati, în prezent în clasa a 9-a și studiază la vioară cu doamna profesoară Magdalena Ursu. Ștefan a început studiul viorii la vârsta de 7 ani, acest drum fiind unul ce se va arăta luminos lui. Odată cu ce el a avut oportunitatea de a-l întâlni pe domnul Iancu Zuckerman, relația celor doi a fost mereu una foarte caldă și armonioasă. Și prin aceasta, Ștefan a avut o evoluție impresionantă din punct de vedere violonistic, artistic, dar și spiritual. Ștefan, mi-amintesc că prima întâlnire care am avut-o și am avut ocazia să te ascultăm în cadrul Ateneului Român, unde ai concertat, dacă ne poți spune, acel eveniment în care noi te-am întâlnit și am avut ocazia să te ascultăm prima dată. Da, mi-amintesc cu siguranță momentul în care am putut să iau legătura și să-l întâlnesc pentru prima dată pe domnul Iancu Zuckerman. A fost un moment în care, dacă vă amintiți, ați crezut că sunt fată și a întrebat domnul Zuckerman cine este fata asta și dumneavoastră a zis nu, că este băiat și a fost frumos atunci când ne-am putut să ne întâlnim și am legat aceste conexiuni muzicale. Da, pentru noi chiar a fost foarte, foarte impresionant acest contact, prin contact cu tine, de a te asculta la Ateneul Român și am vrut neapărat după aceea să și avem o mică discuție să te cunoaștem, să ne cunoaștem împreună și într-adevăr având acel păr lung și în coadă și erai la vârsta, de ce vârstă aveai atunci când te-am ascultat? Cred că 13 ani sau 14 ani, cam pe acolo, cam așa. Da, arătai ca o fetiță. Da. Bun. Dar între timp tu deja te-ai maturizat și ai o evoluție foarte frumoasă. Acum, întrebarea care aș vrea să ți-o pun, cum de-ai ales muzica și ce te-a făcut să mergi să alegi acest instrument vioară? De fapt, muzica m-a ales pe mine. Mă atrăgeau toate instrumentele muzicale de mic și am avut ocazia să văd o vioară la un prieten. Am insistat să primesc și eu și am rugat-o pe mama în continuu să primesc o vioară. Nu știam cum se cântă, nu știam nimic despre muzica clasică, dar cred că exista o fascinație involuntară. Am început efectiv să studiez muzica abia la 7 ani, sub îndrumarea, cum a spus și dumneavoastră, a profesoarei Magdalena Ursu. Așa, și acum văd în spatele tău atâtea instrumente acolo, ai și chitară, ce mai acolo? Da. Niște instrumente, tradiționale. Ai, da, deci vezi că pasiunea de muzică te înconjoară. Da, normal. Așa. Și care sunt elementele care te-au adus astăzi așa cum ești tu acum? Ce te-a determinat te-au ajutat, te-au sprijinit în evoluția ta? În primul rând, doamna profesoară, fără de care nu aș fi ajuns omul de astăzi, din punct de vedere nu numai moral, ci și muzical. Părinții, desigur, m-au ajutat să continui mereu
și m-au susținut în toate, și școala, cu siguranță, cu toți profesorii ei de teorie, de istoria muzicii și totodată și celelalte specialități, pentru că toți din acest mediu au avut o influență în maturizarea mea. Desigur, și alte elemente interioare ale mele probabil m-au împins către ce sunt astăzi într-o direcție bună, dar asta stă în puterea fiecăruia. Da. Acum, ți-amintești prima ta compoziție care a interpretat-o și care, evident, te-a impresionat sau cea care te-a impresionat cel mai mult prima dată din ce ai cântat? Din compozițiile personale sau... Nu personal, este... compozițiile tale de care în formarea ta. Am înțeles. Știu că am ascultat niște piese clasice la Ateneul Român când eram mic și chiar este amuzantă povestea, pentru că eram în sală și erau niște concerte simfonice și mama încerca să mă oprească din mâini, pentru că dădeam în continuu din mâini ca să dirijez și zicea stai, stai cuvinte că ei cânt acolo. Și nu mai mi-amintesc că eram desigur mic, dar se vede această tragere către muzică și de mic am fost îndrumat către partea de muzică clasică și cred că e bine pentru fiecare să aibă o fărâmă de muzică clasică de mic, să învețe. Da, pentru că muzica, de fapt, muzica ne formează și din punct de vedere a organizării, a psihologiei în viață. Felicitări! Normal. Acum, ce ne propune să ascultăm? Eu știu că domnul Zuckerman a vrut foarte mult să asculte piesa asta, concertul numărul 4, partea 1 de Henri Viotin. Din păcate, n-am mai reușit să o asculte în persoană din cauza pandemiei, dar sper acum să fie cu noi și cu sufletul și să poată să o asculte. Mulțumesc, Ștefan. Thank you.
Sigur că, Ștefan Iancu, mai ne-a auzit, el fiind foarte impresionat, mai ales și iubind acest instrument, vioara, pe care 40 de ani i-a fost și lui aproape și mai ales acum, în momentele astea, în care totuși spiritualitatea lui, eu cred că ne însoțește și mai mult ca sigur ne-a și ascultat. Ștefan, acum faptul că noi ne-am șansa că l-ai cunoscut pe domnul Zuckerman Iancu a fost, cred că, o șansă, cred că, unică a ta. Cu siguranță. Așa, și în această șansă care ai avut-o, ce impact a avut în evoluția ta artistică? Consider că orice eveniment la care am participat a fost un lucru fabulos, mai ales în prezența domnului Iancu Zuckerman. Pentru mine a fost interesant cum un om de vârsta dumnealui avea atâta energie să fie prezent peste tot, și să se implice în tot ce înseamnă muzica și copiii. Impactul cel mai mare a fost iubirea pentru copii, pentru că prin asta a dat tot și consider că a fost un mare susținător și un mare meloman. Da, el într-adevăr a susținut tinerii care considerau că au ceva de transmis mai departe și promisători pentru a se forma în cariera pe care și-au ales-o. Într-adevăr, la început, susținut de prietenul cel mai bun Martin Sterling, prin Fundația Adriana și Martin Sterling, v-a propus și v-au acordat și un sprijin financiar. Alături de acest sprijin financiar, evenimentele la care ai luat parte, organizate de domnul Zuckerman Iancu, cum te-au ajutat? Toate au fost o experiență nouă, dar în acest domeniu nu poți răzbi singur. Faptul că un om care nu mă cunoștea s-a oferit să mă ajute mereu, ca și când am fi o mare familie, a contat de fiecare dată. Sentimentul și primirea în brațe, cu brațele deschise, pentru că numai Iancu Zuckerman putea face asta, a venit alături de mine, cu o întreagă familie și o întreagă lume din care nu făcusem parte până atunci, normal, în întâmpinare și domnului Martin Sterni. Așa, Ștefan Aprodu acum vrea să ne propună mai departe. Să Lista lui Schindler de John Williams, făcută pentru vioară și pian. Am dorit această piesă în audiție pentru că acolo au luat parte la centrul JCC și domnul Martin Sternin și domnul Zuckerman și aș dori în amintirea amândurora să punem această piesă. Mulțumesc!
Da, Ștefan acum a fost aici la Centrul Comunitar Evresc din București, alături de doamna profesoara Olga Babagian la pian, da? Ștefan, atunci era prima dată când participai în cadrul acestui. Asta am uitat, cred că să spun. Nu știam sigur și mă gândeam acum, parcă cred că prima dată sau a doua oară când participam la ceva organizat de domnul Zuckerman și domnul Sternin, da. Acum am auzit și am fost foarte încântată de ce am auzit. Ești și un compozitor, am ascultat compozițiile tale, am avut ocazia aceasta și mă bucur. Și aș vrea să te întreb cum ți-a venit ideea să compui? Cum ți-a Parcă sufletul inspirație? meu explodea neajungându-i numai interpretarea muzicii. Simțeam că îmi trebuie mai mult, că trebuie să mă extind. Și așa, în primul an am fost autodidact. După aceea, în anii următori, am început să arăt și celorlalți oameni de specialitate care m-au influențat și m-au îndrumat, dar îndrumare reală am primit abia acum 2 ani, când am avut marea șansă de a fi acceptat la Universitatea de Muzică din Norvegia, ca student parțial la cursul de compoziție condus de maestrul Alon Belkin. Cursul este fabulos și cu siguranță m-a schimbat complet în orizonturile gândirii, în termeni de compoziție, normal. Sunt într-o continuă evoluție, consider, și vreau să merg în continuare către asta, acolo, sper să mai pot să prind câțiva ani. Și sunt extrem de recunoscător că am avut șansa să-mi văd visul cu ochii. Da, și cum aceste cursuri care le faci cum, în ce mediu, în ce format, acestor. Mediul este cu siguranță online, pentru că nu se poate fiecare să se deplaseze până în Norvegia, dar se face în mai multe limbi și am norocul că învăț, anul ăsta învăț și germana, pentru că se face în engleză, germană și norvegiană. Deci acum norocul meu este că pot să particip încet, încet și în germană, pentru că sunt anumite informații importante pe care le poți câștiga. Nu, felicitări. Și cum ai fost admis sau cum ai fost acceptat? Deci eu am intrat într-un program pe YouTube care era ca un fel de webinar în care am observat cursurile acestea care erau deschise în vară pentru publicul larg și acolo am mers la mai multe cursuri și m-a observat unul dintre organizatori. Și cei care întrebau acolo dacă aveți compoziții sau dacă aveți fragmente, trimiteți, nu știu ce, ca să poată să îți dea câte un drum mare, să-ți mai spună câte ceva. Și eu am trimis două lucrări de ale mele și pe maestrul Alon Belkin l-a impresionat ce compuneam. Și a spus că se vede că sunt influențat din stilul tradițional românesc, dar că observă o sclipire în mine și că dorește să fiu în continuare prezent la cursurile lui și așa, prin asta, m-a integrat ca student parțial cred că după 2 luni de cursuri activ. Felicitări. Acum ai putea să ne propui mai departe o compoziție? Poți să Da, ne. cu siguranță. Putem să punem în audiție, cred că cel mai frumos ar fi sonata impresionistă pe care am avut-o de curând de cântat la Palatul Mogoșoaia, compusă de mine, pe care tot așa am dorit foarte mult când am vorbit cu domnul Zuckerman să o asculte la Ateneu. Din păcate, cu pandemia s-a închis și n-am mai putut să continuăm cu recitalul, dar doresc acum să o punem și să o ascultăm împreună.
Thank you.
Thank you.
Ștefana Produ, aplauze și din partea noastră, cei care suntem la Radio Shalom și ascultăm. Impresionantă această compoziție, destul de stufoasă, atât de multă muzicalitate. Ai folosit și tenta românească, nu? Din muzica... Cu siguranță, cred că ați auzit și tenta, cu siguranță s-a auzit evreiască. Evreiască, da, și tenta evreiască. Chiar minunată compoziția ta și dacă ne mai spui o dată ce am ascultat, și cu cine, în ce cadru și cu cine ai fost alături. Da, sonata în stil impresionist, am cântat-o la Palatul Mogoșoaia alături de Cătălin Răducanu, pianistul din țara aceea. Acum, într-adevăr, compoziția ta ne-a impresionat și vreau să știm preferatul tău compozitor și cum te inspiră în creație. Consider de departe Bach că este preferatul meu compozitor, fără îndoială. El este deschidătorul de drumuri în acest domeniu. Consider că fără el nu ar fi existat muzica așa cum este astăzi. Nu îi se spune degeaba tatăl muzicii. Este pentru mine un compozitor foarte complex, care m-a învățat că simplitatea aparentă poate fi drumul spre infinitul muzical. El mi-a arătat pilonii de bază ai muzicii clasice. Sigur, sunt și alți compozitori pe care îi iubesc, ca de exemplu Beethoven, Mozart, Grieg, Dvořák, Tchaikovsky, etc. Dar Bach rămâne pentru mine iubirea din tâi. Bravo. Acum, perioada aceasta care noi o trecem și din păcate destul de mult suntem în ea și cred că încă continuă această perioadă grea care toți artiștii sunt influențați. Și da, și vreau să știu cum ai depășit tu aceste momente, cum ai putut să-ți promovezi muzica, cum ai putut să participi la concursuri, la diverse recitaluri, cum ai reușit? A fost o perioadă groaznică și spun groaznică pentru că pentru un artist să-i furi publicul e ca și când i-ai fura inima. Scopul oricărui artist este de a împărtăși frumosul. Și dacă nu avem cui, ce facem? Cântăm între patru pereți. Cum se și spune, singurul dar divin pe care Dumnezeu l-a lăsat pe pământ este arta. Arta este puterea noastră de a arăta iubirea, cum și domnul Iangu Zuckerman, prin toată puterea lui pe care a avut-o, să iei unui artist capacitatea de a-i oferi tot ce poate, e ca și când l-ai ucide. Ce să facă cu arta mea dacă nu o pot împărtăși? În ciuda acestui lucru, totuși am reușit să realizez unele succese. Am participat la concursuri online la care am primit premii speciale. Unul din premii a fost marele trofeu la concursul The Violin Doc. Acostat într-o vioară refăcută și oferită de domnul profesor Florin Negreanu. De asemenea, mi-a deschis porțile unui recital pe care l-ați și ascultat una din piese la recitalul acesta real, să-i spunem așa, cu un public retras, dar totuși a fost cineva în sală, știai că nu cânti în fața unei camere, dar care mi-a readus bucuria de a fi pe scenă. Am fost și eu acolo și m-am bucurat foarte mult că m-ai invitat. Mă bucur că ați reușit să veniți în perioada asta grea. Nu pot să mă abțin să nu ajung și de aceea și chiar aștept în momentul ăsta ca să fie cât mai multe asemenea ocazii. Ne amintim foarte bine, Ștefan, aprodu că în luna noiembrie, acum în această situație de pandemie, am avut și ocazia și ca domnul Zuckerman Iancu să te invite la Ateneu pentru anumite înregistrări care s-au făcut acolo. Acum, acolo ai avut șansa să asculte, cred că prima dată, compoziția ta. Da.
Așa, și sincer, era foarte încântat. Mie mi-a transmis că e foarte încântat de tine, de ce a auzit. Și spunea că va avea un băiat care are perspectivă, deci promite foarte mult pentru ca și ca interpret, dar și ca și compozitor, uimită de faptul de compoziția ta. Acum vreau să te întreb acolo, care a fost, cum te-ai simțit în cadrul acestui eveniment sau acestei filmări, acestui mic cadru care am fost noi și am ascultat? Practic, pot spune că Iancu Zuckerman a deschis porțile Ateneului din nou, și la propriu și la figurat. Ateneul a fost ferecat aproape un an. Este o mare tristețe că sub cupola impresionantă a fost atâta tăcere. Am avut aici ocazia să scot vioara din cutie din nou și să cânt pentru prima și ultima dată în prezența lui Iancu Zuckerman o lucrare pe scena mare a Ateneului Român compusă de mine. Lucrare pe care de altfel i-am dedicat-o post-mortem intitulată Preludiu și Capriciu pentru vioară solo in memoriam Iancu Zuckerman. O ascultăm, da? Ne ofer. Vă rog. Mulțumim.
Ștefan Aprodu a cântat pentru prima dată această piesă, Preludiu și Capriciu, în memoria lui Iancu Zuckerman la Ateneul Român. Mulțumim, Ștefan, că ai făcut ca această piesă să o dedici domnului Zuckerman Iancu. Felicitări pentru lucrul acesta. Mulțumesc! Așa, și noi sperăm că să de acum înainte să te auzim cât mai mult, să fim cât mai aproape și mult, mult succes în tot ce-ți propui. Dacă ne poți spune ce ai acum un proiect în viitor, pe scurt? Da, cred, în principiu am niște concursuri internaționale la care mă gândesc de rang înalt, ca să spun așa. Recitaluri care vor urma la Palatul Mogoșoaia, la care vă invit cu mare plăcere în următoarea, în luna asta și în următoarea lună. Dar în afară de Palatul Mogoșoaia, încă nu știm sigur ce se mai deschide. Sperăm totuși către Ateneu să mergem. Dacă va trece această pandemie, singura portiță pe care am găsit-o este către Palatul Mogoșoaia, care nu cere atâtea restricții. Sigur. Sperăm că așa se va face și în final Ateneul Român să fie cât mai prezent și nouă ne este foarte dor să vă auzim acolo. Ștefan, îți mulțumim, ne-ai oferit o seară minunată și sperăm că de acum înainte să mai vii la noi la Radio Shalom. Cu siguranță domnul Zuckerman este spiritual alături de noi. Cu siguranță. Așa. Și ce să spunem, o seară bună, dragi ascultători, vă mulțumim pentru această faptul că ați fost alături de noi în această seară, alături de violonistul și compozitorul Ștefan Aprodu. Așteptăm până data viitoare, vă urăm sănătate și așa cum ne-am obișnuit, cum se spune, cum domnul Zuckerman spunea, pace în lume, pace în Israel, Shalom!